Îți place orezul, dar suferi de diabet și nu știi dacă îl poți consuma? Îl poți consuma, dar evită în special orezul alb. Orezul alb este comparabil cu zahărul, adică va crește foarte mult glicemia. Recomand în special a se consuma orezul basmatic, orezul negru, orezul integral, orezul roșu. Mare atenție la porție și mare atenție cum îl fierbem. Cu cât va fi mai moale și mai fiert, cu atâta va avea un indice glicemic mai mare și ne va influența glicemia. Din acest motiv, orezul se recomandă a se fierbe moderat, bineînțeles nu crud, dar nici foarte moale. Porția este importantă, se recomandă undeva între 50-100 de grame, dar din punctul meu de vedere totuși este mult și această cantitate. Recomandă în special un sfert de cană sau maxim jumătate de cană de orez după ce a fost fiert. Cu ce putem combina acest orez? Orezul îl putem combina cu legume și cu carne slabă de pasăre și mare atenție, îl consumăm la prânz, nu la cină.